Salud. Guillermo, ¿vas a mí? Ponle, reserva. Oh. Harry Potter. Hello. Salud. ¿Ve? Astăzi o să vă arăt ceva foarte interesant. Pentru că am încercat să cumpăr măști de protecție pentru a ieși afară, a merge la magazin, în locuri de publice și nu am mai găsit. Am văzut un filmuleț pe Facebook, mi l-a trimis cineva și mi s-a părut foarte interesantă ideea. Dar aceste șervețele sunt foarte, foarte utile. Sunt dintr-un material foarte solid. Practic, îți trebuie două șervețele, iar pe al treilea îl pui în mijloc. Da? Fii aproape. Le împachetezi în gen, în felul ăsta, așa. 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 Și așa. Cut. E un elastic dintre astea de bani. Astea de păr, vă rog, cum vreți voi să-i spuneți. Îi faci un nod la jumate. Strângi puțin mai mult. Așa. Și în partea asta altă aceeași poveste. Faceți același lucru. Și durează nici 5 minute să faci un astfel de... Și nu dați banii pe porcării pentru că au același efect. Ia uitați cât de repede am făcut. Îi tem capetele astea. Da? Și uitați cât de repede am făcut o mască. O mască de protecție. Da. Foarte ok și este foarte densă. O pui peste tot și îți faci ochii mai bine. Am făcut una mai înainte. Arată foarte bine. Este chiar de unică folosință. Poți să te ștergi cu ea și la fund, dacă ai nevoie. Da? Este foarte ok. Este foarte densă. Aerul trece destul de greoi, asta înseamnă că oferă o bună protecție și când s-a uscat, o scos pe cealaltă din buzunar, când s-a umezit, o scos pe cealaltă din buzunar și o înlocuiești. Deci, dragii mei, 50 de bani, nici 50 de bani, 0,05 bani să faci o mască de protecție și să fii sigur. Coronavirusului. Întreabă cineva cum face să ia legătura cu tine. Pentru ce? Pentru ce? Nu știu. Spune pentru ce. Eu am văzut decât un filmuleț pe Facebook și am vrut să vă arăt și vouă. Poate mulți nu aveți posibilitatea să-l vedeți. Știu că am foarte mulți fani la Giuliano Băcan. Și am zis să vă arăt să fac un bine și să vă arăt cum puteți să faceți o mască, să o luați la școală sau la serviciu. E un băiat din Spania, te întreabă cum faci să ia legătura cu tine. Pe Facebook. Pe Facebook, Iulian Stroie, am o poză cu un papagal în cap. Alexandru Moroșan.
am o poză de profil cu un papagal în cap. Eram, aveam 14 ani. E o poză veche. Deci vrei să spui că papagalul nu mai a murit? Papagalul a murit de mult. Da. Da. Nu vreau să zic că pentru ce. Scrie privat. Bine. Uitați, folosiți elasticele astea de păr sau pentru bani, pentru ce să folosesc, mă rog. Capsatorul este inutil. Tu l-ai scos de la bani pe alea? Astea? Mamă! Ai lăsat banii fără elastice? M-am dat de gol. Da, dragii mei. Ai umblat la seif și ai luat elasticele de la bani? Păi îmi trebuia, cu ce vreau să fac măștile. Deci, dragii mei, priviți ce ușor, cât de repede poți să faci o mască pentru acest sezon gripal de coronavirus, care a speriat, s-a găsit în Argeș, care a speriat în tot globul. Gorj. Noi este chiar am fost la Craiova săptămâna trecută, am fost la un meci, bine că, că n-am avut prea mult contact cu... Hai, Olivia, și vorbește cu oamenii, că le arătași. Vino, vino aici că întreabă... Păi, spune-mi tu... Spune-mi tu. Eu. Am fost într-o duminică, n-a fost aglomerație, n-a fost nimic, nu ne-am oprit prin blocuri aglomerate. E virus ce în Italia, ce anche în România. Anche în România, ce... ce influența. Saluti dall'Italia. Virus dell'influenza. Qui la gente muore di solito 30 l'anno in Romania, 30-40 di solito. Hello. Hai, salut, să nu mai lungim. V-am arătat ce se poate face din, dintr-un rol de hârtie de bucătărie. Nu dați banii la, la bișnițari. Unde-i Giuliana? Zi-mă, vorbește-mă, cum mi-a zis. Salut, mă, ții telefonul în mână, stai aici, apetită, văd. Sunt super filtrante. Super filtrante. Lasă mă că vorbește după aia, după ce închide. Gata? Hai, zi. Am terminat. Salută, pa. Giu. Bye, bye. Bye, bye. Fran. Bye, bye. Faceți-vă măști din... hârtie de bucătărie. Do you want to close? Stay okay? Okay.